Oameni buni, să vă fie ziua bună și viața fix așa cum o meritați. Sub semnul interogației se va desfășura această ediție și mult din ceea ce vă vom supune atenției vă este destinat. Numai că noi nu putem dialoga, nu mai sunt vremurile acelea când puteam, de fapt niciodată n-am intrat în direct, dar mai primeam mesaje pe telefon și vă mai răspundeam, dar ne întâlnim pe stradă și vorbim și mă îmbrățișați dacă doriți, dacă nu mă certați, chiar v-aș ruga, asta m-ar ajuta. Da, am deviat un pic. Viitor fără educație, părerea mea este că este exclus. Sau, mă rog, putem avea un viitor, dar nu foarte lung și devastator, dezastruos. Și mai am o interogație. Cum recuperăm omul din om pentru viitor? Pentru ca și pe viitor să existe oameni. E, pentru aceasta am invitat un sociolog, un tânăr om, cu majuscule, și vă voi spune de ce. Mihai Tato, sociolog. Și nu doar atât. Un om căruia îi pasă, care este prezent în realitate, care are preocupări pentru, să zic, restaurarea omului, e mult. Da, ne va spune. Nu ne-am cunoscut, l-am găsit pe lista voluntarilor. Sigur că am mai făcut voluntariat, ne va spune unde. Pe lista voluntarilor care au participat la... De data aceasta nu greșesc, restaurarea străzii Sforii din Brașov, care a fost mutilată după 4 luni. 4 luni, în fine, mult, imediat. Nu intrăm în astfel de detalii. L-am găsit acolo, l-am apelat și cu amabilitate a răspuns invitației mele. Mihai Tatu, vă mulțumesc frumos pentru că ați acceptat invitația mea. Nu știu, doamne, când mă uit acolo, uneori aș vorbi câte o oră și nu m-aș mai opri. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația mea. Mulțumesc și eu pentru invitație. Și vă mulțumesc și pentru voluntariatul pe care îl faceți. Vă mărturisesc că am postat și eu pe Facebook fotografii cu strada Sforii renovată, restaurată și cu ea desenată și cu, mă rog, cu tot felul de declarații acolo. Și a avut un ecou la care aproape că nu mă așteptam. Oamenii au rezonat la ceea ce s-a întâmplat și cu părere de rău și nu numai brașoveni, și din alte țări și din țară și așa mai departe. Spuneți-mi despre dumneavoastră. Aveți asociația Visum pentru educație și cultură. Și asta, când am citit asta, am zis, el este omul potrivit. Păi, despre mine, absolvent de sociologie, cum îmi spuneați mai devreme, la facultate aici în Brașov, și a fost cumva pasul de la sociologie înspre zona asta de ONG, de organizație și de implicare. Uh-huh. Și asta se datorează și unor profesori de la facultatea de sociologie, în special domnului profesor Ștefan Ungurean. Extraordinar. Da. Și eu l-am avut profesor la un curs postuniversitar. Da. E unul din oamenii care într-adevăr modelează destine, modelează vieți. Prin prezența lui și prin cum reușește dânsul să-și ducă cursurile și proiectele și să angreneze oamenii în proiectele sale. Și a fost cumva un pas natural de a face asociația Visum. Lucrul ăsta l-am făcut împreună cu prietena care e soția mea acum, Adriana Hurjoi, și cu încă un coleg la vremea aceea. De ce pentru educație și cultură? Noi începusem în 2010, eram implicați într-un proiect, Lecturi Urbane Brașov se numea, la vremea respectivă, și era un proiect pentru promovarea cărții și promovarea lecturii în spațiu public. Atunci spuneam că poți să iei cartea cu tine oriunde într-un spațiu public. Și am făcut lecturi în Piața Sfatului, am făcut lecturi în mijloacele de transport ale RAT Brașov,
Și a durat cam 2 ani aceste activități, în care au fost angrenați foarte mulți oameni, inclusiv Biblioteca Județeană, fiind un element pe partea asta de lectură și de citit. Și atunci am zis, cum putem să facem noi lucrul acesta într-un mod constant? Și de ce să nu-l facem? Și atunci pasul a fost înființarea asociației, educație și cultură. Educație, am zis că educația este cărămida de bază a oricărei societăți. Și este, dacă vreți, traiectoria, sau ar trebui să fie traiectoria în viața fiecăruia dintre noi. Pe de o parte, educația aceea instituțională, pe care, formală, pe care o primim la școală, de mici copii până între a 12-a și apoi inclusiv universitate, facultate, dar și acea educație pe care noi o facem într-un mod inconștient de multe ori. Când mergem la muncă, tot avem un moment de învățare. Avem o învățare socială, cum ne ducem în societate, cum ne comportăm, ce se întâmplă și așa mai departe. Toată viața învățăm, chiar dacă parcurgem 100 de ani de existență. Categoric. Învățăm sau trebuie să învățăm? Dar oricum învățăm. Da. Și atunci am zis, indiferent de vârstă, învățarea asta pe care o facem în afara școlii, credem că ar trebui să o facem în mod conștient. Să luăm informațiile, să ajungem să facem acest proces conștient, astfel încât tot ce acumulăm să ne ajute la fiecare pas pe care îl facem în viață. Indiferent că este vorba de o traiectorie profesională sau că ai o traiectorie de familie cu prieteni. Știm că lipsa educației generează în cadrul familial. Exact. Și atunci am zis, elementele pe care noi le-am învățat la sociologie, în cazul meu, le folosim în viața de zi cu zi. Și tot de la domnul profesor Ștefan Ungurean, el zicea un lucru foarte, foarte înțelept. Lectura pe care o ai, du-te cu ea în viața de zi cu zi. Și fă legătura asta și vezi cum poți să-ți îmbunătățești viața, cum poți să înțelegi pe ceilalți, cum poți să îți îmbunătățești relațiile cu prieteni, cu familie, relații de muncă, de ce nu, și alte relații instituționale. Cu tine cum poți să-ți îmbunătățești relația? Pentru că noi nu suntem, cei mai mulți dintre noi, bine cu noi. În primul rând, da. Este? Da. Nu suntem bine cu noi, suntem mimetici. Asta reclamă adesea. Da. Funcționează sindromul maimuță. M-ați mai auzit spunând asta și nu voi înceta să spun. Nu facem ceea ce ni se potrivește conform suportului genetic, conform acumulărilor, de aici, nu de aici. Conform educației, iată. Da. Conform vârstei, statutului social, etc., etc. Dom'le, fii tu, de aici pornește. Fii tu și atunci îți dai seama. Deci noi nu suntem bine cu noi înșine. Și atunci cum să fim bine cu ceilalți? Da, e așa doar un mimetism și o schizofrenie în cele din urmă. Adică să ne înțelegem pe noi, unde suntem și apoi cum putem interacționa și cum putem relaționa cu cei din jurul nostru. Și ajung un pic la partea de cultură, care este în titulatura asociației. Cultura la noi are două dimensiuni, dacă vreți. Odată, manifestarea culturală artistică, care, din punctul nostru de vedere, este tot un act de educare. Adică participarea și luarea de parte și implicare directă la evenimente culturale, chiar și ca simplu spectator, dar făcută într-un mod constant și conștient, este un act de învățare și de a ne îmbunătăți pe noi înșine. Și apoi este acea dimensiune culturală antropologică care, de fapt, vizează perspectiva asupra comunității, asupra societății. De a înțelege perspectiva nu doar din poziția ta de individ, ci de a vedea cumva rolul tău și ca membru al unei societăți. Adică ce contribuție poți să-ți aduci tu.
și societatea la rândul ei, prin instituții, ce efecte are asupra ta. Astea sunt, așa am pornit, iar visum are, l-am luat din latină și are cumva înțelesul de a vedea în perspectivă, de a vedea în viitor și de a visa, dacă vreți. Asta înseamnă o dioramă. Da. Să văd așa. Deci nu să văd doar așa. Da. Să văd cuprinzător, foarte frumos. Acum, în această perioadă sau în ultima perioadă, ce proiecte aveți în derulare? Ce faceți? Pentru ca să înțelegem și ne întoarcem la interogația, la prima interogație, viitor fără educație? Păi mai bine nu! Mai bine să dispară specia bipedă decât să ne comportăm... Nu, iarăși vin și spun, nu... Nu merităm statutul să intrăm în zoologie, că nu. Animalele respectă legi nescrise. Noi nu le respectăm nici pe cele scrise, măcar. Da. Ce proiecte aveți ca să mai înțelegem și noi câte ceva? Cred că cel mai important la ce lucrăm în momentul de față și momentul ăsta a început în 2014, și o să vă spun cum exact, dar e vorba de ceea ce numim noi mobilitate urbană în prezent. Și mobilitatea urbană este, dacă vreți, conceptul sau politica socială care poate să schimbe vieți și să îmbunătățească calitatea vieții. Domnule, facem o paranteză, vă întrerup, vă rog să mă iertați. Cum să îmbunătățiți viața mea, care am 120 de ani, și vin și vă spun, păi tu spui mie, mă, păi am experiență, mă, păi tu vorbești, mă, vezi de treabă. Deci sunt segmente de vârstă, nu mai vorbesc ocupaționale, care vin și spun, stai, mă, că știu eu, mă, uite-te, mă, la mine, că am părul alb, mă, păi pot eu să-ți spun, mă. Oameni buni, toți trebuie să învățăm. Și să învățăm și de la cei care sunt mai tineri decât noi și de la copiii noștri, așa cum spunea Sergiu Chiriacescu, fie iertat, fostul rector al Universității Transilvania, l-a mai pomenit în acest sens de mai multe ori. Mi-a spus odată în cadrul unui dialog că trebuie să învățăm de la copiii noștri. Deci putem să învățăm la oricine. Am încheiat paranteza, îmi cer iertare. Nu e nicio problemă. Categoric nu am avut și nici nu o să am niciodată pretenția de a le ști pe toate, indiferent că înaintez în vârstă. Însă ce putem face e clar să învățăm unii de la ceilalți. Mobilitatea urbană, conceptul nu ăsta... Nu să imităm. Nu să imităm, nu. Să învățăm. Să învățăm, să înțelegem și să adaptăm, dacă vrem, cumva la mediul nostru, la contextul nostru, că sunt chestiuni în cadrul acestui concept de mobilitate urbană care vin din Europa de vest. Ce înseamnă mobilitate urbană? Mobilitate urbană înseamnă a trata orașul, mișcarea în oraș, da? Partea de transporturi și partea de om, de a le trata într-un mod complet. Nu vorbim doar despre mașină sau doar despre pistă de bicicletă sau doar despre transport public. Trebuie să vorbim despre toate la un loc. În acest concept, omul are prioritate. Viața și siguranța lui trebuie să aibă prioritate. Asta e mobilitatea. Și concret ce faceți pentru asta? Concret, am pe care să o iau întâi, nici nu știu pe care să o iau. Pe care vreți. În 2017, aș lua-o pe asta prima, am început o campanie pentru importanța transportului public, transportul în comun, în orașe. Și am avut prima dezbatere publică organizată la Centrul Cultural Reduta și a fost o dezbatere pentru... Cum vorbim astăzi, viitor, avem viitor sau nu avem? Era trecut, prezent, viitor. Așa a fost dezbaterea. Și am pornit de la ce s-a întâmplat, cumva am luat anii 80 cu niște date, cu ajutor din partea unor urbaniști și unor specialiști pe transporturi publice. Și am pus toate datele cap la cap până în 2017, până la momentul dezbaterii.
Și am constatat cu surprindere, aș putea spune, că transportul public a avut o perioadă de creștere până în 2006. Calitativ? Și calitativ și cantitativ. Și cantitativ. Adică vorbim de număr de vehicule și de capacitate. Și de frecvența cu care inclusiv circulă, frecvență, nu? Da. Uh-huh. Da. Și după 2006 a început o reducere, să zicem, și ca, pe de o parte cantitativ, ceea ce afectează și calitativ apoi, că îți scade frecvența, îți scad linii sau se desfințează sau alte chestiuni de genul ăsta. Și atunci miza dezbaterii a fost să salvăm infrastructura de troleibuz. La momentul respectiv era o notă de fundamentare din partea Rad Brașov a conducerii de la momentul respectiv, nu mai este în prezent, care spunea că nu mai e eficient troleibuzul, erau date niște cifre, costuri, niște costuri mari, dar nu erau justificate. Păi, iertați-mă, da. Iertați-mă, pentru că nu pot să tac. E, de ce nu avem tramvai? De ce ați desfințat linia de tramvai? De ce nu a fost extinsă? Erau și costurile altele, și eficiența, și da, toate cele. De ce? Și dacă brașovenii ar cere cu argumente și constant, ar trebui să rezolve această problemă, nu? Da. Că nu sunt tramvaiele cum erau înainte și danga, 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 langa, sunt silențioase, sunt extraordinare, consumuri, din punct de vedere eco și așa mai departe. Da, bă, ce... Păi, n-avem ce să le facem. Păi cum mă n-ai ce să le faci? Vine votul imediat, nu? Îl alegi pe ăla care vezi că e mai luminat la minte și care minte mai puțin, că de mințit mint toți, să fie limpede. Te duci acum, dacă vrei, facem, dacă vrei să facem o probă la oricare cabinet parlamentar, uite, chiar m-am ajuns la bizoni. Sunt păianjeni pe la ușile de la intrarea în cabinetele lor parlamentare, dar primesc bani pentru asta. Și obligația, da, de a avea audiențe. Chiar. Și imediat vin și cer din nou să-i aruncăm în urnă, ba să-i aruncăm la hazna. Acolo merită. Și să și plătească pentru minciunile pe care și pentru că au fost plătiți degeaba și n-au făcut nimic. Da. Îmi cer iertare, dar nu se poate, altfel nu pot să tac, că dacă tac acum, când să zic? Nu e de tăcut. Da. Vin cu întrebarea din titlu, cum recuperăm omul din om în optica dumneavoastră, ca sociolog, ca om căruia îi pasă și prin ceea ce face, arată că îi pasă, nu demonstrativ, are autoritatea să dea un răspuns la o astfel de întrebare, pentru că m-a impresionat, nu e puțin lucru să faci voluntariat. No? Cum recuperăm? Practic, din 2012, voluntariat non-stop și voluntariat pentru mine și colegii din asociație a fost zilnic, practic. Adică cu toții avem un loc de muncă la care mergem 8 ore sau fiecare cât lucrează, fie că e dimineața, seara sau cum e, dar în celelalte momente și între momentele de familie și de prieteni și personale, restul timpului a fost dedicat implicării. Voluntariatul e implicare. Unde ați făcut voluntariat? Așa, o trecere în revistă. Am avut mai multe centru de voluntariat, care este alea de sub Tâmpa, unde are Direcția Județeană pentru Tineret. Da, dar ce ați făcut concret, acțiunile, ca să înțeleagă? Așa, păi vă ziceam asta cu dezbaterea pentru troleibuz. Asta a fost una, o dezbatere care a durat 3 ore, dar a luat luni de pregătire înainte. Am reușit să oprim desfințarea și astăzi primăria are două achiziții de troleibuze, 51 de troleibuze în total, împărțită în două achiziții. Ceea ce este un rezultat, putem spune. Între timp, ați precizat de tramvai. Un arhitect brașovean care trăiește la București, Gabi Buhuș, a făcut o propunere de proiect pentru reintroducerea tramvaiului. Și susținem
Asta s-a întâmplat în 2017 la acea dezbatere. Atunci a fost momentul când pe agenda publică a început din nou să se discute despre tramvai. 2017, suntem în 2019. Păi vor spune ăștia, studii de fezabilitate. Da. Mai trec încă 10 ani, de 20 de ani facem, de 30 de ani aproape, facem spital, de 15 ani facem aeroport, încă vreo 28,5 vom avea tramvai. Nu merge așa, oameni buni, nu merge așa. Trebuie să fim toți conștienți și să ne alăturăm unor astfel de oameni care știu ce să ceară pentru noi. Și sunt vocali și sunt constanți și să știm ce dorim. Nu așa spune, ai ce să le faci, ai ce să le faci. Propunerea pentru tramvai are inclusiv niște calcule de cost pentru ce ar însemna linia, ce ar însemna achiziția de tramvaie, ce ar însemna o investiție minimă, să zicem așa, fără partea de studii. Asta e practic apanajul administrației să facă studiile. Și trebuie... Licitație! Da. Să vedem cine câștigă, cine cu ce aranjamente. Apoi m-aș întoarce cu 2 ani față de 2017, pentru că vreau să vă zic cum am luat noi contact cu această mobilitate urbană. Și am cunoscut un profesor de politici publice la Texas State University, care fusese în noiembrie 2014 în România. Și am apucat să-l cunosc. Și de acolo s-a stabilit o relație prin care am început să colaborăm. De la el știu ce înseamnă mobilitate urbană. El și o echipă de 7, în total 7, pardon, au venit în vara lui 2015 în Brașov, pe cheltuiala lor, și am avut primele ateliere și primele... Așa, concret, ca să înțeleagă telespectatorii, că mulți, așa, care sunt ca mine, nu vor înțelege. Efectiv, am mers pe teren și am analizat intersecții, am analizat drumuri. Așa. Ce înseamnă din perspectiva siguranței omului. Da. Acum știm, când ne uităm la o trecere de pieton, știm cam care sunt problemele și ce s-ar putea face pentru a îmbunătăți siguranța la o trecere de pieton sau într-o intersecție. Știm că Brașovul e orașul giratorilor. Giratorile, din punctul nostru de vedere, sunt o problemă, într-adevăr, și problema e și de poluare, dar e foarte mare de siguranța pietonului. Asta e zona asta de mobilitate urbană. Am mai făcut o petiție pentru introducerea transportului de noapte. Dar nu așa cum a fost introdusă ea cu 2 luni sau o lună jumate de către Consiliul Local, printr-o hotărâre de Consiliul Local, ci am cerut o dezbatere reală cu societatea, inclusiv cu mediul privat. Să știm exact unde sunt nevoile. Da. De ce să introducem, dacă ajungem să decidem să introducem transportul de noapte, păi să ne bazăm pe niște calcule, pe niște fluxuri. Adică, care sunt intervalele orare, nu? Da. Și asta a însemnat, am cerut aducerea la masă a specialiștilor care știu să facă măsurători de flux, de trafic și de tot ce e nevoie pe partea asta. Ea a fost luată, a fost băgată așa, e nici așa, nici așa. E o cârpeală, să zicem, dacă vreți. Nu vreau. De pe lună pe alta. Nu vreau cârpeală. Într-o lună, în cadrul unei ședințe, a fost anunțată ideea, în luna următoare a fost aprobată hotărârea, într-o formă, acum rămâne de văzut. Alte activități de voluntariat. Am fost în Holbav, școala cu clasele 5-8, aveau dificultăți, ei trebuiau să-și dea capacitatea. Și aveau rezultate la simulare, procentul de promovabilitate era foarte mic. Și ne-am dus împreună cu cei de la Biblioteca Județeană, cu școala din Holbav, și-a mai fost o asociație, nu scapă numele, pentru a sprijini copiii care au probleme la învățământ. Cum?
Efectiv, cu ne-am dus la ore cu activități. Pe partea de scriere, de citire, erau chestiuni elementare de limba română la care elevii aveau dificultăți. E situația dificilă, sunt copii acolo care trăiesc într-un mediu mai greoi, familial, să zicem, în sensul că părinții nu le pot asigura necesarul educațional. Sunt familii care, asta era 2016-2017, la momentul respectiv încă nu aveau energie electrică trasă în locuință. Sunt copii care, pentru ei școala era o fugă de acasă și de la munca de acasă, am pentru înțeles. Că erau trimiși la câmp cu animale și așa mai departe. Am înțeles. Și am desfășurat activități în pe partea asta, limba română, scriere, citire, și am încercat cu profesorii de română de acolo să le aducem un raport. Deci ați sprijinit, pentru că mai avem foarte puțin timp. Vreau să vă sugerez și să vă rog în același timp, dacă vă stă în putință, să declanșați o altă acțiune de care noi avem nevoie, ține și de educația noastră, dar și autoritățile, să facă demersurile necesare și să concretizeze remedierea unei situații care pe mine mă face să mă simt primată, nu deprimată, ba chiar și deprimată, dar și primată. Problema depozitării gunoiului menajer este o problemă gravă a noastră, a celor care, mă rog, suntem beneficiarii acestor servicii. Văd că e o cadență bună acum, dar trebuie să făcute demersuri pentru containere, pentru spații. Au fost niște tentative, brașovenii știu foarte bine, țarcuri nou, cu cheie, au dispărut. Dom'le, eu am spus așa, să stea polițistul comunitar acolo, așa, și să mă amendeze, că se va scoate și salariul lui și ceva în plus. Da. Să mă amendeze, dar să fie amenzi consistente, dacă nu depozitez conform normelor civilizate, nu intru în detalii. Așa, pentru că și aici este o problemă, se aruncă fel și fel, haos, mizerie, mai vin și cei care caută prin gunoaie și dacă chiar le-ai depozitat cum se cuvine, le împrăștie, le amestecă, e un dezastru și așa mai departe. Deci sunt containere, că tot spunem ca dincolo, trebuie să fie containere și să mă oblige să mă duc cu gunoiul selectat, nu? Hârtie și așa mai departe, metal, ce știu eu, plastic, etc. Da? Dar să fie astfel încât să-ți fie drag să treci pe acolo. Ți-e frică să intri. Și miros. Și miros. Și e toaletă pentru oamenii străzii. Da. Și ce, știți foarte bine. Deci am rugămintea călduroasă. Faceți demersuri în acest sens. Va dura. Da. Va dura. Dar să supravegheați. Da. Dacă se aplică. Soluția există deja. Soluție tehnică vorbind, dacă vreți. Acele tomberoane îngropate, exact. Care sunt pe categorii, cum a zis, plastic, metal, sticlă, carton și rația de menajer. Și unul pentru bipezi, domne, nu ești civilizat, la container cu tine, zic și eu. Da, da. Dar pe partea asta există soluții. Știu că există soluții, dar doar să se aplice. O chestiune de voință la nivelul administrației publice să ia această soluție. Dar am rugămintea călduroasă, ocupați-vă și de asta. Dacă vă pot susține, da, este o veste ceva bună din partea primăriei, care a anunțat că pentru 2019 ar trebui să implementeze în prima fază 12 centre. Uite, Cristina Creoșteanu mă apelează. 12 centre de colectare pe 4 rații. Plastic, hârtie, da, metal. Da, da, dar important este să se concretizeze. Da. Și sunt nenumărate în Brașov. Eu nu știu câte, mă rog, câte astfel de locuri de depozitare a gunoaielor menajere sunt. Problema este și la noi, oameni buni, este ceva absolut îngrozitor. Ți-e frică să te uiți acolo. Și e limpede unde este problema noastră. Problema municipalității este aceasta. Să creeze condiții, așa cum spuneați, pentru depozitare în mod civilizat. Și dacă sunt primată, domne,
Mă educă. Cum? Uite oameni, așa. Da. Uite așa. Și asta e. Să știți că sunt oameni care deja știu. Sunt foarte dispuși pentru a face această știu. Colectare selectivă. Știu. Însă văd o problemă care este la operatorul de salubritate. Cel care vine și ridică gunoiul. El când vine și ridică și pune ce tu ai dus pe selectat și le pune în aceeași benă, atunci omul o să zică, păi și atunci de ce am mai stat eu să se rezolve și această categorie. Problemă. Deci avem pe de-o parte această problemă a genelor, care pot fi de tipul celor îngropate și atunci nu mai vine trebuie nimeni să urgentăm, să intre. Trebuie să urgentăm. Da. Asta, și problema transportului, care ține de administrație și poate să oblige operatorul prin contractul de salubritate să facă și transportul. Deci trebuie, sunt niște probleme care trebuie să eliminate, da, nu? Da. Și pentru ca să se poată aplica. Nu mai facem cum e în povestea lui Ion Creangă cu drobul cu sare. Uite că o spun și pe asta acum. Da. În blocul pe scara pe care locuiesc, v-am spus că locuiesc la Coteț, adică la bloc. De o vreme îndelungată, sunt ani, factura e din ce în ce mai consistentă, nejustificat. Și am întrebat, doamne, dar de ce? Păi că sunt pierderi la apă. Da. Păi e contorizată, intrarea în scară, fiecare apartament are contor de apă. Pierderi pe rețea. Nu? Pierderi pe rețea. Și am zis, doamne, hai să identificăm cauza, e ca în medicină, nu? Identifici cauza, nu umbli la efect. Păi pentru ei e comod. Da, cât arată ceasul aici? Atâta. Cât s-a pierdut? Păi s-au pierdut 40 și nu știu cât de metri de cub, de zic și eu acolo, mai mult, pe lună, de apă. Păi împărțim la toți și plătim. Păi până când, mă, prostule? Până când? Ce e asta? Eu înțeleg să nu plătesc ceea ce nu consum. A, că e o disfuncționalitate odată, da, înțelegi? Da, da. Acoperim, nu? Ei, dar asta să dureze ani de zile, așa și cu genele. Hai, domne, să rezolvăm problema, că nu, da. Problema transportului. Hai să o rezolvăm, să fim civilizați, să fim sănătoși, pentru că e îngrozitor. Da. Îngrozitor ce e acolo. Îți vine să te descalți la intrarea în bloc, nu la intrarea da. În apartament. Că știi ce ai pe tălpi, dacă ai fost acolo. Ca să mai spun pe stradă. Gândiți-vă, vă pot da un exemplu din zona Făget. Pe traiectoria dinspre stațiile RAT și spre colegiul, spre LSN, pe traiectoria elevilor sunt vreo două ghene de gunoi și copiii ăia trec dus întors și calcă toate mizerile care cad da. De la mașina de gunoi sau care trebuie cad e o prioritate care ar trebui să fie, avem mai multe priorități. Da. Aparent e o prostie ce spun, nu. Ai o listă a priorităților și asta ar trebui să fie, zic eu, undeva sunt multe... o prioritate a priorității, ca să vă spun o prostie până la capăt. Nu e prostie. Sunt multe chestiuni care au fost, să le zicem în cel mai bun termen, amânate. Nu au fost rezolvate. Dar îmi promiteți că măcar ține sub observație acest aspect. Urmărim subiectul categoric și sprijinim pe toți cei care se luptă pentru a rezolva chestiunea gunoaielor și a genelor și a mirosului și inclusiv a gropii de gunoi pe care o știm. Și da, urmărim și noi și cerem de fiecare dată autorităților care tratează aceste probleme să urgenteze. Până la urmă, tot de pe mobilitatea urbană am înțeles că dacă vrei să faci ceva, e o chestiune de voință. Trebuie doar să-ți setezi niște priorități. Și de bună simțire, da. Până la urmă. Ne întoarcem la educație, nu mai avem decât 4 minute. Viitor fără educație, întrebam, mai bine nu, decât așa viitor primate, mai bine la revedere. Cum recuperăm omul din om? Aceasta este problema. Cum? Prin puterea exemplului. Prin implicare este opinia mea. Prin implicare. Dar atunci când, mă rog, sunt și persoane care nu se pot implica, dar măcar să conștientizeze. Da. Și să se comporte civilizat. Că putem vorbi până mâine. Sunt convinsă. Nu pentru că avem noi autoritatea. Eu, cu atât mai puțin, am o astfel de autoritate. Nu am calitatea aceasta. Dar sunt vie încă, în ciuda aparențelor. Și îmi pasă.
Și aș vrea să fie mult mai bine, să fim civilizați, pentru că asta nu costă. Ce proiecte ați mai avea? Ce vă mai deranjează, așa, succint? Zona de patrimoniu. Orașul construit, zona de ce înseamnă identitate. Da? Și aș zice aici, fără educație, nu numai că nu vom avea viitor, dar nu vom avea nici trecut. Adică nu știm, nu înțelegem de unde venim și nu știm în ce direcție mergem în viitor. Și partea asta de educație față de patrimoniu, de a-l înțelege, de a înțelege că de fapt patrimoniul este un element identitar al nostru ca și comunitate sau ca Brașov, dacă vorbim de cazul ăsta. Aici unde sunt diferite intervenții care cumva depășesc bunul simț, depășesc înțelegerea față de ce înseamnă istoria Brașovului, de patrimoniul Brașovului și de identitatea Brașovului. Credem că putem face orice. Ori educația... educația, tocmai asta ne dă înțelegerea. Ce putem să facem? Adică nu ne putem băga cu picioarele, ca să zic așa, la propriu, în ea de istorie, în patrimoniu, în ce credem și credem că totul e, ni se cuvine și că e al nostru. Nu, e patrimoniu, noi studiind cazul ăsta, ne-am învățat că trebuie să fim responsabili față de comunitate, față de munca oamenilor, da, din istoria noastră. Aici vorbim de un exemplu de tramvai, că vorbeam de tramvai. 1889 până în 1960 a existat un tramvai cu aburi. 1889, anul plecării la Stelea domnului Eminescu. Și era legătura dintre Săcele, da, satul lung, îi zicea atunci, și Brașov. Și studiind cazul acesta, îți dai seama că oamenii puneau altfel problema față de societate, față de comunitate și automat și față de semeni. Deci asta zic eu, fără educație cu siguranță n-o să răzbim și mai ales în contextul ăsta al globalizării, al tehnicii care vin, al modificărilor pe bandă rulantă și într-un mod rapid, n-o să putem avea noi individual capacitatea de a face față unor astfel de schimbări și de a ne putea plasa până la urmă onorabil într-un context social. Altfel vom fi într-o chinuială noastră de a supraviețui, de pe zi pe alta, de a nu înțelege ce se întâmplă. Fără educație înseamnă frustrare, înseamnă neadaptare, înseamnă o stare continuă de conflict interior. Și de a nu involuție. Da, și involuție. Involuția individului, a societății, a speciei. Ori noi pretindem că evoluăm, noi așa, v-aș da exemplu acum, credem noi că vestimentar, care e mai scump, care e mai nou, care e mai, și tu ești analfabet, mă, tu ești analfabet, dacă rămâi fără ăsta, ai terminat, gata, nu mai știi să legi două vorbe, nu toți, nu dumneavoastră, știți dumneavoastră care... sunt mânioasă, aproape că mă apucă disperarea. Am sperat în acești 30 de ani că vom evolua și suntem mai rău mult decât în urmă cu 30 de ani. Dom'le, și din punct de vedere respect, și din punct de vedere lectură, instruire, meserie. Și asta am mai spus-o de nenumărate ori. Avem o groază, avem mii, zeci, poate că sute, nu, sute de mii, sper să nu fie, cu diplomă, cu licență în buzunar și n-are studii și analfabet, da, și profesional și social și familial și cum vrem. Dom'le, educația, lăsăm fițele, nu mai trebuie să fim cool, să fim noi înșine. Asta este. Da, zice că un minut mai avem, vi-l ofer să încheiem. Da, mulțumesc. Și eu mă îngrozesc că la nivel de România se spune că ar fi 18% abandon școlar. Pe lângă analfabetismul funcțional de care zicea și acea inflație de diplome, dacă vreți să-i spunem așa, care oameni care nu-și găsesc locul în domeniul pe care au studiat și sunt în altă parte și așa o ruptură între ce vrei tu să faci și între ce faci în realitate.
iar generează stări de nemulțumire și de frustrare. Educația, asta e cheia și cred că aș face un apel la fiecare dintre noi să tragem noi de noi, în primul rând, să ne educăm, să nu așteptăm să ni se spună ce trebuie să învățăm sau ce să facem, să tragem noi să ne descoperim. De asta voluntariatul e un exercițiu de învățare extraordinar, pentru că ți se deschid oportunități. Găsești lucruri la care tu nu te gândeai. Ai posibilitatea să faci lucruri la care nu te gândeai și de acolo orizontul se deschide. Și stima de sine este altceva. 10 secunde vă rog să-mi spuneți cum puteți fi contactat, unde? Pe site-ul asociației visumbrasov.org, pe pagina de Facebook Asociația Visum pentru Educație și Cultură, e-mail-uri, telefoane. Da, și dați de veste neapărat când mai aveți acțiuni de voluntariat. Întâlnirea noastră de astăzi s-a sfârșit. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu pentru prezență și mai ales pentru ceea ce faceți. Și sper că contribuția mea de astăzi să ajute. Cu siguranță așa va fi. Cu siguranță. Vă mulțumesc. Oameni buni, atât pentru astăzi. Eu nu pot decât să vă mulțumesc frumos și să-i mulțumesc invitatului meu de astăzi. Este unul dintre cei care, printre numeroase alte sesiuni de voluntariat, a participat la restaurarea străzii Sforii. Merită o reverență din partea noastră, mulțumiri pe care îi le transmit eu acum din partea dumneavoastră și tuturor celor care au participat acolo. O să vi și spun, vi-a spus Cristina Creoșteanu, o să vi mai spun și eu. Da, să facem voluntariat, dar nu să restaurăm la 4 luni distanță, înseamnă costuri, înseamnă timp, înseamnă efort și înseamnă deznădejde pentru mulți. În fine, mă opresc aici. Vă mulțumesc din toată inima pentru că mă mai suportați. Și în continuare întreb, viitor fără educație nu se poate. Trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință, fiecare, indiferent de condiția noastră, indiferent de segmentul de vârstă, indiferent de segmentul ocupațional din care facem parte, nu contează, fiecare să încercăm să recuperăm omul din om, omul din noi înșine și să ne ajutăm unii pe ceilalți să ne revenim, să o lăsăm dracului pe aia cu să fim cool, să fim noi înșine, să fim modești, dar educați și de bună simțire. Și atunci vom evolua cu certitudine și vom și repara ceea ce s-a stricat în ultima sută de ani, ca să zic așa. Aveți grijă de cei de lângă dumneavoastră. Doamne ajută!